Dacă descarci această aplicație, o să mori în câteva ore. Astăzi, băieți și fete, facem o reacție super, super creepy și ne vom uita la un filmuleț pe care l-am primit de la voi în legătură cu o aplicație pe care, cică, dacă o să o descarci, de exemplu, acum, acum este ora 4, dacă eu descarc aplicația acum, până diseară o să fiu mort. Și în cazul în care ați fost atenți la thumbnail, adică la imaginea de la acest videoclip, să știți că nu este deloc clickbait. Băiatul ăla pe care îl vedeți în thumbnail chiar a descărcat aplicația și chiar a ajuns să arate așa. Chiar acum o să reacționăm la videoclip, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, eu zic, fraților, să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Let's go! Se numește Helix, așa se numește această aplicație. Deci frățiorul nostru vine acasă ca un băiat normal, după cum puteți vedea, și după începe într-un fel, cred că să vorbească cu aplicația. Nu știu exact ce face aplicația gen aia. Hai să vedem. Let's go. Helix. Nu știu exact ce face, gen. Bun. Text Erica just got home. Boy, e o aplicație de-aia ca Google, adică îi zice ce să facă, știi? Ca Alexa. Smiley face. Uite, îi zice ce să facă, gen, știi? Îi dă comenzi. Helix. Ba nu, uite, asta e. E o boxă de-aia, barăm. Genul ăla de tabletă, boxă, nu știu, o să vedeți. A, uitați, boys, uitați. Uitați. Pe tableta aia se află, se află aplicația. Bun. Hai să vedem. Deci pe acea tabletă se află aplicația aia care te omoară. Bun, welcome to Helix. Salut, Adam. Deci asta e aplicația. Sweet potato pasta recipe. Bun, a zis și că dăm o rețetă de paste cu cartofi dulci. Mamă, băi, ce șmecheră e aplicația asta, să-ți dea o rețetă și îți dă ea și instant. Bun, deci, mamă, îi zice ce are nevoie pentru rețetă, dar nu cred că are nevoie pentru rețetă de chestiile astea, ci că are nevoie de un cuțit. Toate chestiile astea, băi, le pune acolo pentru a găti, gen, oală, cartofi, gen, ca să gătească rețeta aia pe care i-a zis-o aplicația. Spală-te pe mâini. Când ești gata să începi, dă un thumbs up, adică un like de ăsta. Când ești gata să începi, uite, dă like. Hai să începem. Și acum îi zice cum să facă. Băi, și mișto e aplicație. Deci îi zice cum să facă rețeta. Uite-vă că deja se întrerupe. Următorul pas. Mamă, boi, îți zice rețeta, deci pentru asta e aplicația asta, hai să vedem. Ce se întâmplă, boys? Ce se întâmplă? Parcă a șoptit cineva ceva. Ați auzit și voi, boys? Văd. Mamă, ce deșteaptă e aplicația asta, boys. A primit mesaj de la Erica, care zice că e o fată care vine la el, și a zis și că să pună lumânări pe masă. Următorul pas. Felix. Helix. Bă, îi zice cică să pună lumânări pe masă, pentru că vine și fata aia la el. Mamă, ce deșteaptă e aplicația, vă vine să credeți. Foarte, cică, foarte interesant, dar aplicația asta, spuțin, boys, cum știe că el a aprins lumânări, gen? Îl vede? N-ar trebui să-l vadă. Să aprinde lumânări. Dar de unde știe aplicația că a aprinse lumânări? Bă, mă, iară să o chestii ciudate, pois. Helix, next step. Helix, următorul pas. Hai, ce are, zice, rozmarin, sare, gen, îi zice rețeta, pois, de la paste. Helix, next step.
Următorul pas, te rog. Bă, îi zice să pună... Bă, să nu facă vreun ritual sau ceva, zice să pună rozmare și sare așa într-o spirală. De ce ar face chestia asta? Ok. De ce ar face chestia asta? Mamă! Nu mai are baterie la telefon. Bă, nu mai are baterie la telefon. Ce o să facă? Voia să intre pe telefonul ca să vadă el rețeta. Helix, next. Helix, următorul pas, te rog. Băi, îi zice boistos să pună asta în spirală. Ok, ci că te deconectezi. A deconectat chestia aia. A deconectat tableta pe care e aplicația. Bă! Ok, boistos a deconectat și aplicația... Bă, aplicația o filma pe fata aia care urmează să vină la el. Mamă, închide. Bă. Mamă, boys, s-a deschis ușa lui asta, bă! Ce cu aplicația asta, man? S-a deschis ușa. Mă, uite-ți, bă, e o mână acolo, bă, e o mână acolo. What, bă, e o aplicație de gătire, de ce se întâmplă chestiile astea? Bă, a zis că pune în spirală sarea și rozmarinul. Bă, și du-te după toate la următorul pas. Hai, du-te și pune aia în spirală. Bun, deci trebuie să pune în spirală sarea și rozmarinul. Într-o spirală, bă. Dar de ce să facă chestia asta? A reușit? Ia să vedem. Bă, a reușit teoretic. Cam urât. Următorul pas. Oh! Următorul pas să stai mâna? Bă, să te tai pe mână, ăsta e următorul pas? Uitați-vă, băi, e ceva acolo. Uitați-vă, uitați-vă la chestia aia. Mamă, e o chestie neagră. Lasă-o în pace. Lasă-o în pace, bă. Următorul pas. Mamă, să-și tai mâna. Bă, frățior, dar nu să-ți tai mâna. Vrei să-mi tai mâna? Ca să nu omoare pe aia. Asta vrea să-și tai mâna ca să nu omoare pe aia. Și o să-l lași în pace? Bă, bă. Ok, ok. Bă, nu e ok ce este pe bă. Asta o să-și taie mâna. Mamă, ai grijă, frățiorul meu! Asta se taie pe mână, mamă. Why, boys? Why? S-a tăiat. S-a zgâriat pe mână. Ce că poți să te oprești, bun. Orice ar fi, te rog, oprește-te. Oprește-te. Următorul pas. Bine ai venit în iad. Welcome to hell. Ce-i cu spirala aia, boys? Bă, ce se întâmplă? I s-a prins și telefonul, tot cu aplicația asta, Helix. Cu ce te pot ajuta? Poți să-ți spui Spiralis. Bă, ce se întâmplă? Uite-te ce chestie s-a făcut din sânge, sare și rozmarin, gen. A făcut un ritual. Uitați-vă, boys, aici e cineva. Aici e cineva în stânga. Se vede puțin, dar e cineva acolo în stânga. Ce-i aia, man? Ce-i aia? Cică, ok, a ajuns asta. A lăsat-o în pace până la urmă.
boys. Următorul pas. Și aici s-a terminat, bă! Deci, băi și fete, concluzia acestui episod e că niciodată să nu instalați aplicația Helix. Bă, ciudat, ciudat, man. Băi și fete, că am întors cu acest episod. Dacă vă puteți neapărat să apăsați butonul de like, scrieți la comentarii ce părere ați avut. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul. Noi aveți grijă de voi. Baftă mâine la școală, v-am pa pe toți, pa, pa.